Lunar, la AGFM Olt, sunt organizate mai multe acțiuni menite să-i ajute pe olteni să se angajeze. Printre acestea se numără cursurile de formare profesională și acordarea de stimulente financiare. Datorită acestor măsuri, sute de olteni reușesc să se încadreze pe piața muncii. Acest lucru s-a realizat și în luna ianuarie. În prima lună anului 2022, urmarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 276 de persoane au fost încadrate în muncă. Din totalul persoanelor ocupate, până la data de 31 ianuarie 2022, 131 au peste 45 de ani, 49 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 33 au între 25 și 35 de ani și 56 sunt tineri sub 25 de ani. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AGFM Olt, în prima lună a acestui an, 91 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Cei mai mulți olteni angajați provin din mediul urban. În funcție de rezidență, 116 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 160 sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale, urmate de cele cu studii gimnaziale, profesionale și studii superioare. Totodată, în această perioadă, numărul celor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1105 persoane.